prezența Duhului Dumnezeu să fie peste cuvântul Său, așa cum a fost peste închinarea, peste toate celelalte lucruri pe care noi le-am făcut în locul acesta. Amin. În această dimineață am auzit din Sfânta Scriptură, din Marcu, din capitolul 13, un text care poartă numele Îndemn la veghere. Dacă ne vedem în cuvântările Domnului nostru Iisus Hristos, una dintre temele frecvente pe care El le abordă este veghere. El tratează acest subiect atât în pilde, cât și în toate celelalte vorbiri ale sale. Se pare că este una dintre problemele esențiale ale Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Problema vecheii. Noi știm că trăim zile și Biserica a trăit zile în care, datorită nevegherii, ajuns în situații greu de descris. În Apocalipsa 12:12 scrie: Vai de tine, pământ și mare, că Satan a venit la tine cu mare mânie, știind că are puțină vreme. Datorită implicațiilor, puterilor întunericului în această lume și, în general, în rândul Bisericii lui Iisus Hristos, și datorită nevegherii, situația Bisericii, așa cum spuneam, în istorie, înregistrează momente cu totul și cu totul obscure. Dragii mei, în textul din această zi, Domnul Iisus Hristos ne vorbește în această dimineață nouă, celor care suntem prezenți la adunare. Pentru că dacă de-a lungul istoriei Domnul Iisus Hristos a vorbit tuturor oamenilor, astăzi ne vorbește nouă. Și așa, după cum spuneam, problema, tema esențială pe care Hristos vrea în această zi ca să ne învețe este vegherea. Deși El a abordat această temă atât de frecvent, vegherea, cineva spunea că niciun alt domeniu nu există atâta eroare cât în religie. Domnul Iisus Hristos a văzut de-a lungul viacurilor cum oameni care ar vrea să slujească pe Dumnezeu, datorită nevegherii lor, se vor pierde, se vor rătăci și așa s-a întâmplat. Textul din această zi, potrivit cuvântului Său, așa după cum spuneam, ne atenționează pe fiecare dintre noi spunându-ne că avem nevoie de veghere dacă vrem să ajungem în împărăția slavei lui Dumnezeu. Și ultimul verset din text spune așa: Ce vă spun vouă, zic tuturor, vegheați. Dragii mei, vegherea nu este numai pentru frații care sunt aici în frunte. Vegherea nu este pentru conducerea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, în textul din această zi, ne atrage atenția tuturora, spunând: Ce vă zic vouă, zic tuturora, vegheați! Vegheați, tineri, care sunteți în Biserica lui Iisus Hristos, datorită faptului că sunteți mereu în situația de a vă rătăci. Mereu în situația de a fi biruiți de cel rău. Vegheați, chiar dacă sunteți tineri, așa cum spune Ioan, sunteți tari. Dar cu toate aceste, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne spune în mod deosebit lor: vegheați! Dacă vreți ca să vedeți Raiul lui Dumnezeu, aveți nevoie de veghere. Vegheați, bătrânilor, care ați trecut prin vâltoarea vieții, care ați trecut și ați depășit an după an. Și poate că mulți spunem, am reușit ca să biruim. Cuvântul lui Dumnezeu în această zi se îndreaptă spre ei spunându-le: dacă mai aveți zile de trăit, nu știu câte. S-ar putea că un an, doi sau 10 zile, nu contează cât. Cuvântul Domnului spune tuturora:
vegheați, vegheați și voi, bătrânilor, vegheați surorilor, vegheați fraților, pentru că dacă nu vegheați, oricare dintre noi, indiferent cine am fi, suntem în pericolul de a cădea, de a ne rătăci pe cărările lui Dumnezeu. Vegheați acei care sunteți în slujba lui Dumnezeu, indiferent ce slujba ați avea. Vegheați voi care cântați și vegheați voi care predicați cuvântul lui Dumnezeu. Vegheați prorocilor și văzătorilor, vegheați cu toții. Astăzi cuvântul Domnului ne spune tuturora, vegheați. Pentru că indiferent cine am fi noi, indiferent cât de puternici ni s-ar părea că suntem pe căile lui Dumnezeu, dacă nu veghem, avem toate șansele să cădem de pe căile mântuirii. Dragii mei, istoria creștinismului ne vorbește de așa ceva. Dacă vreți, istoria Bisericii Pentecostale ne arată acest adevăr. Căci cu toții, indiferent cine suntem, aici în biserică avem datoria ca să veghem. Și Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a tras atenția în mod deosebit, în mod fundamental tuturora. Vegheați, n-ai ajuns în postura în care să-ți fie asigurată biruința. N-ai ajuns în situația în care cu siguranță vei vedea gloria și slava lui Dumnezeu. Nimeni nu este în această postură. Pentru toți cuvântul lui Dumnezeu, pentru toți Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta ne spune în versetul ultim care a fost citit, vegheați. În versetul 36 spune, temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață vrea să ne spună, vegheați, nu cumva să adormiți. În pilda celor 10 fecioare li se spune că la sfârșit au ațipit fecioare. Există o tendință provocată tot de puterea celui rău ca Biserica Domnului Iisus Hristos în zilele din urmă să ațipească și chiar să doarmă. În general, în foarte multe cazuri, nu știm când adormim și că dormim. Este o stare de inconștiență și noi avem impresia de multe ori că trăim în visurile noastre și facem isprăvi extraordinare, dar de fapt noi dormim și nu suntem buni de nimic. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos în textul din această zi vrea să ne spună fiecare dintre noi, vegheați nu cumva să dormiți, nu cumva să fiți în ațipire, ci să dormiți de-a binelea. Știți de ce? Pentru că noi găsim în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8, că scrie așa, vegheați că satana dă târcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu știu care dintre noi am putea ca să dormim liniștiți atunci când suntem atacați de un roi de albine. Atunci când în jurul nostru am avea niște viezi, sau poate că am avea niște câini care sunt alături de noi, am putea ca să dormim. Nu de așa ceva este vorba. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem atacați de leu, care este cel mai periculos dintre toate vietățile pământului acestuia. Nu știu cum noi putem să dormim liniștiți spiritual atâta vreme cât în jurul nostru un leu ne atacă viața noastră spirituală. Dragul meu ascultător, tată și mamă care ești în adunare, nu știu cum poți să stai atât de liniștit atâta vreme cât știi că copiii tăi sunt atacați de un leu și este aproape de fiecare dintre ei. Și să stai indiferent și să dormi liniștit acasă și la biserică într-o indiferență totală. Frații mei, dacă ne gândim bine, ce izbândă avem noi atâta vreme cât ne atacă un leu? Ce puteri de apărare avem atâta vreme cât noi și copiii noștri sunt atacați de un leu? Să știți că n-avem niciun sorț de izbândă
în această situație. Cu cât mai mult dacă dormim și stăm indiferenți. Pentru noi există sorți de izbândă nu la oameni când ne atacă leul. Orice om care este în jurul nostru nu ne poate ajuta. În asemenea situație există izbândă numai la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și Petru atât de frumos descrie acest atac a puterii întunericului, spunând că-și potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută să ne înghită pe noi și pe copiii noștri. Motiv pentru care el spune atât de imperativ, frați și surori, vegheați, vegheați și nu dormiți. Pentru că în jurul nostru, puterile întunericului se manifestă ca un leu care caută să ne distrugă pe noi și caută să distrugă copiii noștri. Și vai, ce trist este să vedem aceste realități. Pentru că pe acei care în asemenea momente ale vieții veghează și nu lasă atacurile întunericului și nu lasă puterile diavolului și nu lasă leul acela ca să ne distrugă viețile noastre spirituale. În cel de-al treilea rând, în versetul 33 spune așa: luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceea. Vegheați cu toții, am spus în primul rând. În al doilea rând, cuvântul Domnului spune, vegheați ca să nu dormiți, pentru că potrivnicul vostru diavol dă târcoale ca un leu. Iar în al treilea rând spune, vegheați și rugați-vă. Frați și surori, noi cu toți am vrea să veghem și am vrea să fim biruitori în viața de fiecare zi. Cu toți am vrea să vedem slava Dumnezeului Celui Branal. Să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos în glorie. Doar cum putem ca să facem aceasta? Cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos, în mai multe rânduri, chiar și în grădina Ghețimane, spune vegheați și rugați-vă dacă vreți ca să biruiți. Trăim zile în care problema închinării și al rugăciunii este tot mai șteasă în biserica creștină. Ora de rugăciune, așa cum spunea cineva, este cenușereasa programului religios. Ne place să cântăm, ne place să recităm, ne place să propovăduim Evanghelia și să fim oratori de seamă. Dar cât de mult ne place ca să ne rugăm, să ne închinăm lui Dumnezeu. Rugăciunile noastre sunt atât de scurte chiar aici în adunare și poate că acasă mai scurte decât aici. Trăim zile și trăim o generație care nu se roagă lui Dumnezeu. Dragii mei ascultători, consecințele se văd în viața de fiecare zi, în rândul copiilor noștri, a tinerilor, în rândul oamenilor maturi, în rândul membrilor bisericii. Se văd consecințele unei vieți care nu este o viață de închinare, a unei generații care nu se roagă cu adevărat lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, care vrei să vezi gloria și slava lui Dumnezeu, te întreb în această dimineață, cum stai cu problema închinării? Pentru că acolo există biruință în închinare împotriva celui rău. Te întreb în această dimineață, cum stai cu rugăciunea? Oh, ne place ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Ne place să predicăm, să cântăm. Mai ales când suntem văzuți de oameni. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte ne spune că și adevărata rugăciune este în ascuns. Acolo unde tu stai împreună cu Dumnezeu și numai cu El. Acolo unde nu sunt laude și nu sunt aplauze din partea nimănui. Lucruri care le căutăm în defavoarea sănătății noastre spirituale. Viața aceea de închinare în ascuns. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă dacă vreți să vedeți gloria și slava lui Dumnezeu, pentru că în închinare, în rugăciune, stă secretul biruinței în viața spirituală. Pentru că leul acela nu se teme de multe lucruri în viața noastră, dar de o relație vie cu Dumnezeu, cu Stăpânul Stăpânilor și Domnul Domnilor, de așa ceva se teme.
Eu n-am sorț de izbândă ca să-L birui pe cel rău singur niciodată. Dar am în viața mea un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea nu mă tem. Și de aceea mă duc înainte. Pentru că în închinarea mea, Dumnezeul meu încă mai vine la mine. Pentru că în viața mea de rugăciune, Stăpânul stăpânilor și Domnul domnilor este prezent și împreună cu El nu mă tem de nimic în lumea aceasta, chiar dacă leul acela atacă în fiecare zi. În zile când o teroare generală cuprinde omenirea. Și așa cum spuneam și cu altă ocazie, oamenii au o frică greu de descris. Să tem de bol, să tem de cataclisme, să tem de bătrânețe, să tem de moarte, să tem de toate câte în lumea aceasta. Domnul Iisus ne spune în Ioan capitolul 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Tone de somnifere se consumă în fiecare zi, pentru că oamenii se tem. N-au liniște, n-au pace. Nu pot ca să mă doarmă. Datorită faptului că se tem. Știți ce ne lipsește? O viață de închinare adevărată. Știți ce ne lipsește nouă? O viață de rugăciune adevărată. Un Dumnezeu viu și puternic în viața noastră de fiecare zi. Iată ce ne face să avem teme. Iată ce ne ia liniștea, pacea și seminătatea zilelor noastre. Vegheați, spune în această zi, în cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a lăsat, vegheați și rugați-vă. Bă, dragii mei, așa cum spuneam mai înainte, există în viața creștină extrem de multă eroare. Și puțin, pentru că Biblia spune că este îngustă calea și strântă poarta care duce la viață și puțin sunt cei ce merg pe ea. Și de asemenea Domnul Iisus Hristos spune, nu te teme turmă mică. Puțin sunt aceia care călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos vor avea parte de gloria și de slavă Dumnezeului Celui Viu. Pentru că există multă și multă rătăcire în religie și chiar în creștinism. Aici, în cuvântul din această zi, mi se spune că atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Cine vor fi adunați pentru mântuire, pentru rai, pentru viața veșnică, acei aleși de Dumnezeu. O, noi spunem, în general, Biserica Ortodoxă va fi aleasă de Dumnezeu, acea dreaptă ortodoxă. Ceia Biserica Catolică spune, Biserica Catolică, noi evangheliști spunem, noi vom vedea fața lui Dumnezeu și vor veni îngerii și ne vor lua din Biserica Pentecostală și ne vor duce în glorie. Nu așa ceva scrie în Biblie. În Sfânta Scriptură spune că cei aleși de Dumnezeu din cele patru vânturi, de pe toată fața pământului acestuia. Faptul că eu frecventez Biserica Ortodoxă, Catolică, Protestantă sau oricare ar fi ea, nu mă asigură că voi fi ales de Dumnezeu și voi fi în slava Dumnezeului Celui Viu. Pentru că cel rău este acela care vrea să rătăcească pe toată lumea. Cel rău vrea să ne facă să ne pierdem drumul cel drept pe oricare dintre noi. În fiecare zi, în fiecare moment, El este prezent ca să nu mă lasă să mă duc pe calea cea bună. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercărilor care o să vină peste lumea întreagă. Pentru că ai păzit cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Tot mai mult există în zilele noastre ca o formă de rătăcire, ca o formă de neveghere, că pe noi ne poate mântui Biserica, casa lui Dumnezeu. Dragii mei, noi, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom vedea
Că de fapt Dumnezeu niciodată nu privește spre zidurile acestea, indiferent de ce natură ar fi ele, de ce nuanță ar fi El. Că de fapt casa lui Dumnezeu, potrivit Sfintelor Scripturi, din 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 5, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți casa lui Dumnezeu, o casă duhovnicească. Noi, fiecare dintre noi, suntem pietre vii în casa Dumnezeului Celui Viu. Și piatra din capul unghiului este Iisus Hristos. Oare suntem conștienți de lucrul acesta? Dragul meu ascultător, tânăr și bătrân care ești în adunare, știi tu că ești o piatră vie în casa lui Dumnezeu. Și că noi cu toții suntem chemați ca să zidim casa lui Dumnezeu. Există un lucru pe care de multe ori îl pierdem din vedere. Nu știu dacă ești conștient de faptul că ești chemat să zidești la casa lui Dumnezeu în propria ta familie. Oh, noi dăm toată responsabilitatea pe cei care sunt în frunte, pe cei care predică, cântă și fac așa ceva. Ei sunt chemați să zidească în casa lui Dumnezeu. Nu! Aș vrea în această zi, aș vrea în această dimineață, dragul meu ascultător, tată și mamă, să fii conștient că ești chemat să zidești în casa lui Dumnezeu, preocupându-te de proprii tăi copii. Acolo ești chemat ca să zidești în casa lui Dumnezeu. Știți ce este Biserica lui Dumnezeu? Totalitatea familiilor care se adună aici. Și ele vor, și casa lui Dumnezeu va avea calitate în funcție de calitatea familiilor noastre. Te întreb cu drag în dimineața aceasta. Ești conștient că ești chemat să zidești în casa lui Dumnezeu, în propria ta familie? Căci copiii tăi, că cei din casa ta sunt pietre vii în casa lui Dumnezeu. Nu aici, ci pretutindenile suntem, rămânem în casa lui Dumnezeu, pietre vii în casa Lui. Ce fel de soț ești? Te întreb în dimineața aceasta. Ce fel de soție ești? Te întreb astăzi în locul acesta. Îți faci tu datoria de soț, de soție, sau de copil, de tânăr în propria ta casă? Există frumusețe și armonie acolo. Există Cuvântul lui Dumnezeu. Există prezență dumnezeiască prin închinare, printr-o viață susținută de rugăciune. Noi cu toții suntem pietre vii în casa Dumnezeului Cel Preanal. Prea mult ne bazăm pe alții când e vorba despre viața religioasă. Și trimitem aici bilete și mergem la frați și le spunem postiți pentru noi, rugați-vă pentru noi. Dar noi cât de mult ne rugăm, cât de mult postim, cât de mult stăm în prezența Dumnezeului Celui Viu. Cu toții suntem pietre vii. Dar vei spune, noi avem acolo preoți, pastori, diaconi. O, dragii mei, vă rog să vă uitați în Sfânta Scriptură, în Cartea lui Dumnezeu, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 6, scrie căci Dumnezeu, căci Domnul Iisus Hristos a făcut din noi toți preoți pentru Tatăl Lui. Dragul meu, tu ești un preot în casa ta. Eu sunt un preot în casa și în familia mea. Și eu trebuie să-mi fac acolo slujba pe care Dumnezeu mi-a credințat-o. Și trebuie să răspund absolut de propria mea familie. În primul rând de casa, de familia mea. Oh, dar mai mult există o tendință prin care îmi las casa în paragină, iau Cuvântul lui Dumnezeu sub soară și mă duc cine știe pe unde. Greșit! Casa lui Dumnezeu suntem noi, sunt copiii noștri, sunt partenerii noștri de viață, sunt familiile noastre, noi răspundem în mod fundamental de ele. Răspundem în fața lui Dumnezeu și în una din zile vom da socoteală pentru toate aceste. Sfânta Scriptură ne spune în mai multe locuri lucrul acesta. De exemplu, în Tit, în capitolul 1, cu privire la cei care slujesc în biserică, ni se spune că cei trebuie să aibă copii neînvinuiți de păcate. Acei care nu-și pot chivernisi bine casa și familia lor, nu sunt vrednici să
să fie aici în fruntea casă lui Dumnezeu. În primul rând, casa și familia este în centru vieții creștine, a casei și a bisericii lui Dumnezeu. Dragii mei, doresc în această dimineață să fim conștienți de importanța familiilor voastre înaintea lui Dumnezeu. E importanța celor care stau în jurul nostru, a copiilor noștri, pentru ei Dumnezeu ne întreabă și vom da socoteală înaintea Lui de tot ceea ce se întâmplă în casa noastră și în familia noastră, ca și pietre vii în casa Dumnezeului Celui Preanalt. Vegheați în această dimineață, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Tată și mamă, vechează în casa ta de tot ce se întâmplă acolo. Dumnezeu prin Iisus Hristos îți spune astăzi, vechează în casa ta, că ești chemat la veghere. Vechează în ceea ce primește cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce primește rugăciunea, închinarea. Vechează, căci ei, cei din jurul tău, sunt pietre vii și vor sta odată în slavă și în glorie. În funcție de cât de mult am vegheat înaintea Domnului. Doresc ca Duhul Dumnezeu în această dimineață să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Și dacă până în această zi am fost oameni care n-am vegheat, spunând că trebuie să vegheze altcineva, astăzi Cuvântul Domnului ne spune ceea ce spun tuturor, vă spun și vouă, la toți, vegheați. Vegheați cu toții în viața de închinare. Pentru că numai așa putem ca să stăm împotriva puterii întunericului, împotriva diavolului, care este ca un lemn împotriva fiecăruia dintre noi. Vegheați acasă, vegheați pe drum, vegheați pretutindeni, vegheați la adunare. Cuvântul Domnului în această dimineață ne spune tuturora, vegheați! Dacă vreți să moșteniți gloria, slava Împărăției Domnului Iisus Hristos, Raiul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem toți că avem nevoie ca să veghem. Amin.